ziua, dragii noștri pasionați de muzică! Nu ne-am mai revăzut de mult timp, pentru că pe lângă copilul spiritual, Școala de Muzică PianoForte, a apărut în viața noastră un copil adevărat, pe nume Clara. Acum a crescut mai mare și în sfârșit pot să fac filmulețe pentru voi. Astăzi m-am gândit să discutăm despre cum am putea memora un sunet muzical. Cred că este foarte, foarte important să începem fix cu această lecție după atâta vreme, pentru că a cânta cu vocea presupune să poți să memorezi mult mai ușor o partitură muzicală, o piesă muzicală pe care, bineînțeles, că vreți să o cântați. Și dacă nu cânti cu vocea, nu cred că reușești în aceeași măsură să poți să cânti la un instrument muzical, la oricare, poate să fie pian, poate să fie chitară, alegeți-vă instrumentul. Nu cred că poți cânta la fel de bine dacă nu știi să cânti cu vocea. Și atunci, primul pas în a face un solfegiu, căci asta însemna a cânta cu vocea o melodie, primul pas este să poți să memorezi sunetele muzicale. Câte sunete muzicale avem? 7 plus încă 5 cele diez sau bemol. Dar noi vom învăța astăzi cum să memorăm cele 7. Cu ce începem? Cu primul sunet. Aș alege pe la, l-aș alege pe la, pentru că este primul sunet pe care, de altfel, după care și orchestra se acordează. Și haideți să vedem cum facem pașii. Este foarte, foarte simplu. Exercițiul nu cred că va dura mai mult de un minut acasă. Și atunci, îmi dau sunetul la instrument. Voi puteți să vă descurcați o aplicație pe telefon. Există o groază de aplicații gratuite cu o mică claviatură. Dacă nu aveți un instrument cum avem noi, pianul e vertical, nicio problemă, descărcați aplicația și dați drumul la instrument. Și apăsați pe sunetul dorit. În cazul acesta, noi îl avem pe la. Îl dau la pian, îl ascult, îi dau drumul. Pasul 2 este să cânt cu vocea, să-l cânt cu vocea. La. Ok, îl ascult. Pasul 3 este să îl cânt mut, să cânt sunetul mut. Pasul 4 este să-l cânt în minte. Cum vine asta? Ca și cum cineva mi-ar vorbi și ascult ultimul cuvânt pe care l-a spus. Exact așa este și cu sunetul. L-am auzit? Acum este în minte. Și ce voi face? Dacă pot să mă apuc să vorbesc cu un prieten, dacă am chef, pot să citesc o carte, pot să spăl un vas, pot face orice altceva, dar ar fi bine să fac o mică pauză până vom face următorul pas, care constă în a face toți pașii de la 4 până la 1, încetul cu încetul. Adică, să zicem că mi-am luat pauza deja. Pasul 4 era să cânt sunetul în minte. Ok, îl cânt în minte și îl aud. Habar n-am dacă este cel bun la început, nu voi ști. Apoi îl cânt mut. Și acum îl verific la pian. O fi bun, o fi bun. Bunicel. Acum mie mi-a ieșit. De ce? Pentru că sunt obișnuită cu sunetele. Cel mai probabil, dacă sunteți la început de drum în ale solfegiului, în ale cântatului cu vocea, cel mai probabil că nu o să vă iasă sunetul, dar nicio problemă. Voi perseverați, perseverați. Faceți exercițiul ăsta de vreo 3 ori pe zi. Puteți să-l faceți în mașină, în autobuz, să nu vă audă lumea, dar puteți să-l faceți oriunde doriți. Acasă, dacă vă este jenă să-l faceți pe drum, acasă, când plecați și înainte să plecați și când vă întoarceți. Întrebați-vă, ca să înceapă să vă iasă exercițiul, că poate nu aveți profesorul cu voi zilnic, întrebați-vă, este bun sunetul pe care îl cânt? Cum fac asta? E mai sus sau e mai jos decât îl dă instrumentul meu? La început, cel mai probabil nu o să vă dați răspunsul corect, dar vă puteți înregistra. Și dați cu ghicitul, pur și simplu vă dați cu părerea. Chiar dacă nu este corect, cereți părerea unui prieten, nu vă fie rușine, să nu vă fie rușine, și o să vedeți că în timp o să începeți să memorați sunetele, o să vă dați seama până și de sunetul mașinii ce sunet este. Am uitat ceva să vă spun, ceva foarte important. Exercițiul cu sunetele este bine făcut dacă vă dați un sunet pe săptămână, nu un sunet pe zi. Nu o să reușiți să vă memorați foarte mult la început, așa că dați-vă doar un sunet pe săptămână. În fiecare zi îl exersați. Apoi, în următoarea săptămână alegeți-vă alt sunet dintre do, re, mi, fa, sol, la, si, dar să nu fie apropiat de sunetul pe care l-ați avut săptămâna trecută. De ce? Va fi mult prea apropiat și le veți încurca unul cu celălalt. Așadar, dacă ați avut la săptămâna aceasta, săptămâna viitoare dați-vă, de exemplu, un do. Do. Și faceți tot așa exercițiile. O să vedeți că în timp vă veți obișnui cu sunetele, veți începe să le deosebiți unul de celălalt și, iarăși, în timp veți începe să le și puneți unul lângă celălalt. Cam asta este pentru astăzi. Succes! Aștept feedback-ul vostru. Puteți să-mi scrieți pe mail. Pe site-ul nostru aveți datele de contact. O zi bună, succes! Pe curând!